Direcția de asistență socială de Vaș și Baroul Hunedoara au încheiat anul trecut o colaborare în baza căreia toate categoriile de persoane vulnerabile aflate în evidențele direcției beneficiază de asistență juridică orientativă gratuită. Practic, acestea sunt îndrumate și consiliate juridic de către avocații ai Baroului Hunedoara în vederea promovării de acțiuni la instanțele de judecată, dar și pentru apărarea drepturilor conferite de lege sau încheierea de contracte ori alte acte juridice. În mai puțin de 24 de ore, Baroul Hunedoara comunică Direcției de Asistență Socială din Deva data și ora programării consultației juridice gratuite, precum și numele avocatului care o va acorda. Direcția de Asistență Socială Deva a încheiat anul trecut un contract de colaborare cu Baroul Hunedoara, prin care membrii acestuia, avocații, acordă ajutor juridic și consiliere gratuită tuturor categoriilor de beneficiari ai direcției. Toate solicitările acestora au fost rezolvate rapid în mai puțin de 24 de ore. Pentru a beneficia de asistență juridică gratuită, solicitantul trebuie să depună o cerere la Registratura Direcției de Asistență Socială, însoțită de o copie după actul de identitate. Informații suplimentare privind acordarea asistenței juridice gratuite se pot obține la numărul de telefon 0755 878 371 de luni până joi, între orele 8 și 16 și 30 de minute, sau vineri în intervalul orar 8-14. În același timp, în baza colaborării dintre cele două instituții, Direcția de Asistență Socială Deva va organiza periodic întruniri pe diverse teme de interes juridic, la care pot participa persoane din toate categoriile vulnerabile.